Dacă în Moldova drumarii lucrează la foc continuu pentru dezăpezirea drumurilor pe litoral, administratorii plajelor au început deja să scoată șezlongurile din depozite pentru petrecerile de 1 mai. Peste 40.000 de turiști sunt așteptați să sosească în stațiunea devenită în ultimii ani punctul de atracție pentru tinerii de Bangata și domnișoarele în căutare de noi cuceriri. Sudul litoralului se mișcă însă ceva mai încet, marcat de probleme care parcă nu se mai rezolvă niciodată. Podul de la Gigea, care leagă autostrada Soarelui de stațiuni, nu va fi gata până săptămâna viitoare, așa cum se stabilise inițial. Să fie recunoscător măcar. Și aduci și bradul să nu poți vedea? Dai și bonus vara, nu? Adevărat. Adevărat, nu? Deși este weekend, în Mamaia, la orele prânzului era forfotă mare. Se muncea de zor la mai toate terasele și plajele din zonă. 500 de șezlonguri au fost montate astăzi pe nisip, în așteptarea turiștilor. Miroase pa vacanță și atâta timp cât ne bucurăm toți. E totul perfect. Ne bucurăm de ziua de astăzi, de-aia am ieșit toți pe plajă. Nu se compară cu ieri. Nu, nu se compară. E perfect acum. Veniți aici de 1 mai? Da, venim la club. La cluburi, nu? Da, la distracție. Da, la distracție. Primii turiști sunt așteptați să sosească în Mamaia încă de vineri și tot de atunci se dă startul petrecerilor. Va fi un adevărat maraton al distracției, mai ales că toate cluburile își vor deschide larg porțile pentru tinerii petrecăreți. Ca de fiecare dată, în weekendul înainte de 1 mai, facem pregătirile necesare. Noi suntem pregătiți ca pentru Rusalii de 1 mai. În Mamaia, organizatorii anunță concerte pe plajă, festivaluri de muzică electronică, drifturi, dar și un spectacol gen street food. Și pe sudul litoralului pregătirile sunt întoi. Hotelierii au ceva de furcă însă, pentru că acolo mai sunt multe probleme de rezolvat. Starea infrastructurii în principal, de la, și apoi de la semnalistică, la câinii vagabonzi, la gropile din pe care le întâlnim în stațiuni, starea falezelor. Iar asta nu este tot. La ultimul târg de turism desfășurat la Berlin, turiștii nemți s-au plâns de nivelul de zgomot mult prea ridicat din unele stațiuni din sud. Mă gândesc foarte serios la o măsurare a decibelilor din anumite zone de pe litoralul românesc. Și de parcă n-ar fi fost de ajuns, podul de la Gigea, care leagă autostrada Soarelui de stațiuni, nu va fi gata până săptămâna viitoare, așa cum se stabilise inițial, ci abia după data de 24 mai. Așa că turiștii trebuie să se înarmeze cu multă răbdare. Acum, patronii de la malul mării se roagă ca vremea să țină cu ei. De-ar fi așa și de 1 mai, ar fi perfect. Cer senin, soare strălucitor, marea calmă, vântul abia adie, e cald, sunt 16 grade în atmosferă, miroase a vacanță deja. Vă așteptăm pe toți la mare, nu mai e mult până de 1 mai. Pentru Prima TV, Viorel Matei.